Bine ați venit la un nou proiect al Centrului Cultural Pitești, intitulat Oameni de Cultură Piteșteni. Un proiect pe care l-am propus, văzând succesul de care a dat dovadă celălalt proiect cultural-educativ intitulat Evocări. Și debutăm astăzi, avându-l ca invitat pe omul de cultură, pe istoricul Sebastian Tudor, universitarul Sebastian Tudor. Este foarte greu de rezumat în câteva cuvinte personalitatea domniei sale, pentru că de-a lungul deceniilor a fost foarte implicat în multe domenii. După ce a terminat Universitatea de Istorie din Cluj, domnul Sebastian Tudor este născut în 1952 la Poiana Lacului. La masă suntem trei oameni născuți la țară și care încercăm să facem ceva pentru cultura Piteștiului. Și după ce a terminat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a lucrat ca muzeograf la Complexul Muzeal Golești până în 1990, după care, surpriză, muzeograful Sebastian Tudor editează ziarul de sport, Sporting. Iată un istoric cu pasiuni de sport și n-a fost, chiar dacă ziarul nu a avut o viață lungă, pasiunea pentru sport a rămas. Dovadă, volumele publicate despre Dobrin înainte și după Dobrin și despre istoria clubului FC Argeș, pe care o cunoaște mai bine ca orice alt piteștean, fiind foarte legat de echipa noastră de suflet FC Argeș. Dar n-a fost suficient sportul, a înființat un ziar, a fost redactor și redactor șef la Curierul de Argeș la începutul anilor 90, implicându-se activ în viața cetății prin articole de atitudine, prin interviuri, prin știri, prin tot ce se întâmpla la acea vreme în municipiul Pitești, contribuind chiar la alegerea de primar, prin influența pe care ziarul Curierul de Argeș o avea la vremea respectivă. După care îl regăsim ca inspector șef, consilier șef la Inspectoratul Județean pentru Cultură Argeș prin 91. Ei bine, domnule Tudor, mi-a spus șef. Eu atunci încă lucram la o instituție, eram director de Institutul de Cultură. Încă în cultură. Da, am început în 90, avându-l șef pe domnul Ion Marinescu, Dumnezeu să-l ierte, după care ați venit dumneavoastră, nu prea am interacționat, din păcate, v-am cunoscut în momentul în care ați organizat pentru prima oară la Pitești. Poate ne vorbiți de ce ați avut această idee. O manifestare
dedicată unirii cu Basarabia la 27 martie 92 parcă. Și cred că printre invitații s-au aflat și Ion și Doina Aldea Teodorovici la Casa Sindicatelor. Exact. Dacă mi-aduc bine aminte. Și inclusiv primarul unui oraș care s-a înfrățit Piteștiul pe vremea aceea. Așa este. Rezina. Rezina a mers corul din Topoloveni atunci. La am mai păstrat legătura cu corul din Rezina și la festivalul DJ Chiriac. Da, o să vă povestesc o întâmplare frumoasă cu Rezina. Acolo. Și de la Inspectoratul pentru Cultură, din motive politice, după alegerile din 96... Nu neapărat politice. Da, că am fost dat afară. Da, credeam că, sigur, nu făceam parte din Convenția Democrată. Așa. Asta este. Așa au fost vremurile și încă mai sunt. Ajunge director la Teatrul Alexandru Davila, conduce Teatrul Davila, îl dezvoltă, scrie două monografii despre Teatrul Davila și între timp, în acest interval, publică mai multe volume, sunt 14, da? 15. 15 volume de autor, plus coautor la multe alte volume, plus autor al numeroase studii publicate în volumele editate de către Muzeul Județean. Și sau la Muzeul Golești. Da. Și prin țară. Și prin țară. Deci, și în străinătate. Și străinătate. Felicitări. Mulțumesc. În Suedia și în Serbia. Nu întâmplător v-am invitat pe dumneavoastră să deschideți această serie, pentru că, din păcate, prea puțini piteșteni argeșeni cunosc ce ați făcut pentru cultura argeșeană. Și puțini vă cunosc ca om. Și am vrea acum să discutăm despre omul Sebastian Tudor și despre activitatea dumneavoastră, despre opera dumneavoastră. Recent, toamna asta, ați publicat numai puțin de două cărți. Deci sunteți foarte activ în continuare și aveți multe de spus în cultura piteșteană, argeșeană, națională și nu numai. Nu știu cum să facem, să încep cu dumneavoastră sau cu Sorin Mazilescu. Îi mulțumesc pentru că este alături de noi. Oricând. Ca întotdeauna. Mai ales pentru domnul director Sebastian Tudor, cu mare, cu mare drag. Mulțumesc. Vreau să ne spuneți despre activitatea de muzeograf. La Golești, acolo, ce ați organizat? Ce făceați acolo, practic? Da. Ce amintiri aveți de acolo? Amintiri foarte plăcute. Deși la început, venit de pe băncile facultății, am refuzat un post de director al arhivelor la Bistrița, pe care mi-l găsise decanul facultății de istorie, cunoscutul profesor Camil Mureșan, împreună cu rectorul Universității Ștefan Pascu, alt nume mare. Eu m-am dus, mi-am luat repartiție, să vă spun sincer, am vrut să nu mai merg la țară. Și am reușit, erau 6 locuri pe țară de orașe, printre care l-am luat și eu pe al cincelea, pentru că atunci se făcea o repartiție comună pe toate centrele universitare. Și l-am luat Sighetul Marmației, unde se atârnă Artancui. Chiar e un cui, ca monument în oraș. Dar vreau să vă spun că am venit acasă, în vacanță, am stat, ai mei erau foarte supărați, normal, fiind singur la părinți. Și între timp s-a evit un post în bara aceea la Golești, la Muzeul Golești. M-am dus la director, la domnul Vasile Novac.
I-am spus cine sunt, ce am făcut și a zis, da, vină încoace. Dar trebuie să-ți iei negația de la minister. Și atunci m-am dus la Sighetul Marmației ca să-mi iau de acolo întâi. Însă n-am ajuns la Sighet, am ajuns la Cluj doar. M-am dus la domnul decan Camil Mureșan și dumnealui a zis, zice, nu, noi avem alt gând cu tine. O să fii de la primăvară, deci anul viitor, o să fii aici asistent la universitate. Al destin. Îți dai seama că era, adică, normal că m-am umflat puțin în pere, dar în același timp am și judecat. Nu pot să-i las pe ai mei singuri. Și zic, domnul profesor, vă rog să mă scuzați, nu pot. I-am explicat de ce, treaba ta. Atunci, că noi îți găsisem ce un post de director la arhivele statului din Bistrița. Dacă nu te ajut să-ți iei asta, a dat un telefon la inspectoratul de la Baia Mare și s-a rezolvat. M-am dus frumos la Baia Mare, n-am ajuns la Sighet, am luat negație și pe urmă m-am dus la minister ca să schimbe repartiția și mi-au schimbat-o pe Muzeul Golești. Domnul director, da. Sunt atâți oameni care se zbat să ajungă directori, iar dumneavoastră la 23 de ani ați refuzat să fiți director. Da. Dintr-o dată. Și nu-mi pare rău. Deși undeva îmi pare rău de Cluj. Îmi pare rău de Cluj, ce să spun, dar nu puteam. Asta este. Asta a fost destinul. Am venit la Muzeul la Golești, iar ceea ce învățasem eu la facultate era total diferit de ce era la Golești, la muzeu. Era un muzeu mai aparte, muzeul cuprindea două mari muzee, Muzeul de Istorie și Memorialistică și Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din România. Eu am fost angajat la Muzeul de Istorie și Memorialistică, dar nu făceam numai asta, normal că făceam de toate. Inclusiv mergeam în teren pentru a găsi obiecte și gospodării din zonele tradiționale. Și am amintesc că am fost în județul Dolj, după un bordei. Și după obiecte, mergeam prin sat, așa, cam cum merg astăzi unii cu căruțele și adună metale sau nu știu ce. Dar mergeam și noi, băteam din poartă în poartă, întrebam pe oameni dacă există obiectele pe care căutam noi. Găseam, le și plăteam, aveam și... Se plăteau, sigur că da. Și oamenii foarte drăguți, chiar pe acolo, deși era sărăcie în zona asta de sud a Doljului, totuși erau foarte primitori. Și de multe ori chiar ne puneau la masă, că nu aveam nevoie să mai mâncăm de la noi din traistă. În afară de lucrurile astea care au fost foarte frumoase, veneam înapoi, descărcam obiectele care erau niște bușteni mari din casele respective, deci făceam și muncă de asta fizică. Dar cât puteam, cosam acolo în grădini, chestii de genul ăsta, săpam șanțuri. Am făcut de toate, însă și din punct de vedere istoric, asta a fost plăcerea mea, m-am ocupat de expozițiile de bază care au nu fost până... Nu existau atunci, nu? Exista expoziția memorialistică, da. Exista, însă expoziția de istorie a Goleștilor nu exista, pe lateral. Când intri pe stânga. Da, acolo. Lângă busturi. Și școala, iarăși, nu există. Am contribuit la această tematică, după care am plecat în armată 6 luni de zile, deci am întrerupt acest lucru, m-am reîntors și am reluat lucrurile astea. Ce mi-a plăcut foarte mult, că noi am fost la un moment dat singurul muzeu din țară care am reușit să menținem seziunile științifice care erau anuale, cu muzeograf din toată țara, de la institutele de cercetări, de la muzee, de la universități. Pentru că la un moment dat Partidul Comunist Român a spus că să nu se mai țină aceste seziuni științifice, că e un prilej de a se întâlni, de a bârfi, de a, mă rog, chestii de genul ăsta. Și atunci ne-a venit o idee, ne-am dus la județ, m-am dus cu domnul director Novac. De fapt, dacă am fost sugerată de către cineva din partid, care ne-a spus doamna Ceciria Stan, femeie care era cu propaganda, dar foarte drăguță. Dragă ce, dar nu puteți să-i schimbați numele, să nu-i mai ce seziune? Ba da. Păi cum ar fi? Nu știu, pui a dat mie sau domnului director, a zis simpozion. Da, domnule, simpozion ai voie să faci. Și în loc de seziune făceam simpozion anual. Și le-am făcut, și s-au luat și alții după noi.
Și am publicat și volume, m-am ocupat de volumele respective, cât am fost acolo, 4 volume au apărut, de cercetări, dar vă spun că erau niște lucruri foarte interesante atunci. Pe vreme, probabil așa sunt și acum, dar nu prea se mai țin. Însă veneau din toată țara, mergeam și noi, și eu am fost la fel și fel de seziuni din țară, am ajuns și la Slobozia, și la Brăila, și la Tulcea, și la Constanța, la Craiova, la Turnul Severin. Am umblat prin țară și era frumos. Mai schimba impresii, mai te duceai, nu puteai să te duci cu o lucrare, ca să spun așa, slabă sau nedocumentată, pentru că te-ai făcut de râs. Acolo citeai în fața specialiștilor. Că reprezentai o instituție, totuși. O instituție, un județ și da. S-a auzea imediat dacă dar era ce, la județ. Ce subiecte abordați atunci? De istorie. Nu cred că le-ați publicat în volume. Nu. Subiecte mai scurte, deci tematică, în general, este istoria goleștilor. I-am luat pe golești, i-am disecat, am adus unii la lumină care nu erau cunoscuți, de exemplu, frații golești care au murit în primul război mondial, Maria Golescu, un istoric de artă deosebit de bun, cu simț critic și talentată, Elena Perticari Davila, stolnicul Radu Cantacuzino, iarăși, mai puțin cunoscuți, pentru că de unde am... Erau foarte multe documente la Golești, în bibliotecă sau în depozit. Și m-am apucat să studiez ce nu era studiat. Sau am luat de la o serie de oameni care erau înrudiți cu Golești din București, obiecte și documente. De exemplu, la marele medic Dan Gavriliu. Așa ca să fac să râdeți, am ajuns cu mașina la acea pe un camion, eu cu prietenul meu Mihai Gurgoi, ne-am dus să luăm obiectele de la Dan Gavriliu și am ajuns lângă Intercontinental cu mașina CAP-ului. Când ne-a văzut un polițist, un milițian, săracul s-a luat, aoleu, cum ați ajuns aici? Păi am luat așa. Am făcut și noi pe proștii pe stradă, asta principal, a ieșit nu știu unde, nu v-am văzut. Săracul, am luat-o pe niște străduțe până la urmă. Deci au fost și niște lucruri din astea așa picante, frumoase. Dar, în general... Când aveți de gând să strângeți într-un volum ce a scris despre familia Golescu? Nu știu, așa mă îndemna și domnul Zmeoreanu. Îi spuneam mai devreme colegii noastre că vineri seara am avut o discuție la emisiunea dumnealui și îmi spunea că nu vă las până nu strângeți din teatru toate amintirile, tot ce ați făcut, pe unde ați umblat. Domnule, zic, nu știu, să vedem. Altele mai importante de făcut deocamdată. Teatrul nu mă incită încă. Mai ales că, fac o paranteză, muzeul pe care eu l-am înființat s-a dus naibii. A zburat. Cel din teatru. Cel din teatru. Și a rămas așa, că nu știa de muzeu. Mă rog, să nu știi de muzeu. Că... Știu că domnul Focșa era foarte supărat. Da, și pe urmă când l-am invitat și am făcut, i-am arătat ce am realizat acolo, a zis, jos pălăria. Vreau să vă spun, să fac o completare. Am avut o relație foarte bună cu domnul director. Chiar apropiat. Apropiat, da. Eu am fost angajat la Centrul Creației din 2001 și eram cercetător în etnologie. Chiar îmi plăcea foarte mult și studiam zona respectivă, ne-a apropiat mai ales că spectacolele noastre, cele de colinde, tot, absolut toate spectacolele Centrului Creației se desfășurau în teatru. Centrul Creației era peste stradă de Teatrul Alexandru Davila. Mă uit și acum văd acea clădire din Bulevardul Republicii numărul 52, este... În paragină. În paragină, da. Și vreau să vă spun, nu știu dacă știe și domnul Tudor, îmi plăcea să mă implic nu numai să studiez istoria folclorului, istoria marilor oameni de cultură din județul Argeș, și în 2004 se schimbase președintele Consiliului Județean Argeș, venise domnul Nicolescu în locul domnului Mihailescu și plăcându-i
de ceea ce scriu eu sau cum mă implic în activitatea de cercetare, nu știu dacă domnul director știe acest lucru, am primit o propunere pe care am refuzat-o. Tot spuneați dumneavoastră de refuz. Atunci mi-a propus să devin director ajung la Teatrul Alexandru Davila. Nu știu dacă domnul director știe lucrul ăsta. Știu, dar și îmi pare rău că da, am refuzat, eram la o masă, la Stâlpeni, nu uit nici acum la Stâlpeni, la Ziua Comunei Stâlpeni, și mi-a propus atunci acest lucru și am spus, domnule președinte, dânsul venise de câteva luni, în mai erau alegerile și lucrul ăsta cred că se întâmpla prin iulie. Eu sunt pregătit pe cultură tradițională. Dacă vreodată credeți și apreciați munca mea, în această zonă răspund cu mare plăcere. S-a întâmplat iată după 5 ani am fost numit director la Centrul Creației și a spus, nu vrei să te mai gândești, țin minte, era la masă și regretatul Dorin Oancea și el mă împungea și spunea, mă acceptă, pentru că dânsul era și șef la estrada teatrului Alexandru Davila și era și la noi maestru coregraf la ansamblu folcloric Doru. Și cred că acum stând și analizând, cred că am fi făcut o echipă foarte bună. Ne-am înțeles foarte bine și ulterior, după ce am ocupat această funcție de manager director la Centrul Creației, am colaborat din priviri, ne înțelegeam, vreau să vă spun, din priviri. Niciodată nu am făcut o adresă, sau nu mi-aduc eu aminte, o adresă în care domnul director să-mi dea sala sau ceva. Mergeam sau dânsul să obțină ceva de la noi, imediat se rezolvă. Așa se făceau lucrurile între directorii Consiliului Județean Argeș, vreau să vă spun, toți cei, pentru că toți aveau o pregătire stabilă în domeniul, într-un domeniu aparte. Fiecare își urmărea interesul în instituția lui, nu sigur, în altele. Sigur, în instituția lui și de aceea era la bibliotecă era domnul Sachelar, la muzeu era domnul Cristocea. Din Coloreanea Titi. Da, domnul Iliescu la muzeul Goleș cu doamna Pali, da. Adică rămas, deci erau numai oameni de specialitate și ne-am ajutat cu toții foarte, foarte bine. Dacă suntem la ora mărturisirilor și apropo de teatru, am primit și o ofertă de a fi director general la Teatrul Davila din partea președintelui, fostului președinte al Consiliului Județean, domnul dr. Dan Manu. Am refuzat, i-am spus, tocmai ne-am mutat în sediu propriu, am multă treabă aici pe linie de ISU, erau multe de făcut la filarmonică și am refuzat această ofertă, care ar fi fost o mare provocare pentru mine. Păcat că s-a ales praful pe urmă după ce am plecat. Zic eu acum, ce văd în spate. Și voiam să spun de Muzeul Goleș, că eram acolo. Probabil că foarte puțină lume știe că noi am fost cei care am adus de la București, din atelierele Universității de Artă din București, statuia lui Ionel Brătianu. Statuia lui Ionel Brătianu, care a fost sculptată de celebru sculptor Ivan Mestrovici. Da, un sârb. Statuie extraordinară pe care am dus-o, am furat-o într-o noapte, bine, cu acordul celor de acolo, am adus-o în camion, am dus-o în curte la Golești și a rămas acolo printre celelalte statui. Așa am spus noi că vom face mai multe statui ale Goleștilor și ale oamenilor de Argeș și a rămas el în mijloc, care a fost luată până la urmă în 91, dusă la București. Dar am salvat-o pentru că era cam pe calea de dispariție pe vremea aia. Și o statuie, într-adevăr, foarte frumoasă și un sculptor extraordinar, Mestrovici. Asta a fost activitatea la Golești. Ce să spun, a fost bine cât am fost acolo, dar mi-am dat seama că trebuie să merg mai departe, pentru că s-a încheiat o etapă din viața mea și așa am ajuns ziarist. Și ați participat la Revoluție în 22? am participat, da, ce să spun. Da, am fost. Dar aveți certificat? Nu, n-am vrut să-l iau. Au venit la mine să-mi dea certificat și am zis că refuz. Pentru ce zic? Am fost în stradă și opream mașinile în fața blocului să-i controlăm ca... Dacă sunt teroriști. Copiii țipau la mine de pe balcon, vină acasă, tată, vină acasă, deschideau bagajele, puteau să iau orice de acolo să-ți dea în cap. Dar, mă rog, așa a fost pe vremea. Și am zis, nu sunt, nu, ce să caut?
Vreau să spun, să completez, din funcția de inspector șef la Inspectoratul de Cultură a avut o mare contribuție domnul director Sebastian Tudor la dezvoltarea festivalurilor internaționale de folclor Carpați și DG Chiriac, adică mă refer la cele două mari festivaluri, pentru că atunci Inspectoratul de Cultură contribuia și cu bani la desfășurarea acestor și mari festivaluri. Deci, nu numai. Deci avea o implicare enormă atunci Direcția de Cultură. Da. Festivalul de rock de la Rucăr. De la Câmpul Lung, Posada. Posada. Da. Și la Rucăr a fost Floarea de Stâncă. Da, așa este. Dar până atunci vreau să aflăm. Așa. Cum a fost cu Sporting? Cum ați trecut la sport, așa, de la istorie, de la Golești? Păi istoria sportului. Deci eu de mic am iubit fotbalul. Vă fac o mărturisire, chiar am fost vreo două luni de zile la juniorii lui Dinamo Pitești. Da? Da. Eram în clasa 8-a și am, la grupa lui Nealenci, Leon Trianovski, regretatul antrenor. Și l-am iubit foarte mult. Bineînțeles că n-am putut să mă țin și de una și de alta. Și de carte. Da. Și mai ales părinții, mai ales și la țară, țin cu tot adinsul ca copiilor să fie învățați, să facă o meserie ca lumea, zicea ei. Așa, mama voia să mă facă preot, tata doctor. N-a ieșit niciuna, nici alta. Și Sporting este prima echipă a Piteștiului care a făcut performanța. A ajuns doar în Liga a doua, în Divizia B se numea atunci, însă a fost cea mai iubită echipă din Pitești, Sporting Club Pitești, unde a jucat marele Pericle Valeca, înaintașul lui Dobrin. Eu așa îl consider că este înaintașul lui Dobrin. Unul dintre cei mai mari jucători pe care a avut Argeșul înainte de Dobrin, a jucat timp de 4 ani fără un ochi. Pentru că l-a pierdut, mă rog, din greșeala unor medici și a jucat pe urmă la Dinamo Pitești, actuala FC Argeș, a jucat și la Mioveni. Deci, un om deosebit, avea o tehnică extraordinară. Era ascund, dar cu o tehnică și cu un șut foarte, foarte bun. A fost de la Sporting, de la această echipă, m-am gândit că lipsește Argeșului după Revoluție, că s-au făcut alte ziare, de a zic că unul de sport nu există. Și m-am gândit să-i zic Sporting. Am făcut 8 numere, apărea lunar, și n-am mai avut cu ce să mai țin și să ne din banii proprii. Mai m-a ajutat FC Argeș. Mai m-a ajutat. Dar, mă rog, limita posibilităților și ei. Și încă lumea nu era pregătită pentru așa ceva. Mi-am dat seama și am lăsat o baltă. Asta a fost istoria Sportingului. Dar tot în zona culturală a activat domnia sa și eu vreau să vă spun, acolo l-am cunoscut foarte bine și chiar cărțile pe care domnia sa, multe, să știți, la ultima chiar am fost referent științific și la aceasta, la Județul Argeș și Mușel în perioada celui de-al doilea război mondial, apărută la editura Ordesos a Muzeului Județean Argeș. Și chiar la cele, la monografiile teatrului, țin minte, pe care le-a scris domnia sa, am și prezentat hărțile în foaierul teatrului, pentru că am citit-o, vreau să vă spun, mi-a dat domnul director și am citit-o din scoarță în scoarță, mi-a plăcut foarte mult. Am avut păcat că, știți, în ziua de astăzi, nu mai avem această răbdare de a citi. E atât de frumos scrisă, în care au fost prezentate toate premierele teatrului, mari actori care au trecut prin teatru, ce s-a jucat, rolurile pe care aceștia le-au abordat. Ceva extraordinar. Și studiind acest lucru, ne dăm seama de importanța pe care a avut-o Teatrul Alexandru Davila, nu numai în cultura județeană, ci în cultura națională. Vreau să vă spun, prin intermediul acestor volume, am reușit să îi descoper pe mari actori, domnul Focșa sau domnul Zărnescu, cei care au venit din afară, eu vreau să spun, cei care au rămas aici. Cei care au rămas, Jean Roxin, cei care au rămas aici, domnia sa a fost
20 de ani director la teatru. 19 ani, da, și câteva luni. Da, aproape 20 de ani director, da, la teatru Alexandru Davila, după Sorin Zavulovici, da, în 1997, da, a venit director la teatru Alexandru Davila și activitatea, bine, a mai fost după aceea și director la Direcția de Cultură, da, și acolo și în partea acela era, da, domnul Baltazar, care era director, da, adjunct și a preluat conducerea teatrului Alexandru Davila, cât domnia sa era director la Direcția de Cultură Argeș, dar vreau să vă spun, marele și poate un lucru extraordinar. Nu era premieră să nu primesc invitație de la... Poate cred că am avut această șansă, sincer, să văd marile piese de teatru jucate la noi, la Alexandru Davila. Cred că n-am participat eu cât ar fi... Acum regret, sincer, că nu le-am văzut pe toate, pentru că domnul director nu era dată de spectacol în care să nu primesc două locuri la teatru Alexandru Davila, la lojă. Deci era un lucru extraordinar. La piesele importante a fost cu mare plăcere. Acum, sincer, vă spun, regret că, pentru că, iată, amintirile acestea rămân, funcțiile sunt trecătoare, sunt trecătoare, dar aceste interacțiuni, aceste lucruri din spatele pieselor de teatru sau relațiile pe care noi le-am dezvoltat ulterior, acestea rămân. Vedeți, ziua de astăzi totul se desfășoară cu rapiditate. Nu mai suntem oameni, nu ne mai considerăm de fapt oameni, nu mai avem relații între noi, nu ne mai sprijinim, nu ne mai ajutăm. Noi, vedeți, facem apel tot la ceea ce a fost, nu în sunt trecut. Eu atât în trecut. Nu am o vârstă de, dar vedeți, șansa a fost să fiu puțin mai devreme, să conduc o instituție și să interacționez cu niște oameni de cultură extraordinar. Îl numea pe domnul Costin Alexandrescu baronul culturii argecene. Așa a fost pentru acest lucru. Așa era, deci vă dați seama, baron. Bine, era la modă atunci cuvântul respectiv, dar aici nu era într-un mod neelegant. Da, era într-un mod frumos, ca un mod de apreciere, de respect, pentru că, iată, asta însemna mult pentru noi, locul unde ajunsesem și respectul între instituții. Acum nu mai există nici respect între instituțiile, nu zic de cultură, în general, între instituții, fiecare urmărim să ne distrugem sau să ne autodistrugem. Dar mă bucur că am trecut printr-o perioadă extraordinară, că am astfel de bucurii, astfel de amintiri, alături de domnul director Sebastian Tudor și cred că niciodată n-aș spune nu la o invitație de a domniei sale să pot fi, acolo nici nu s-ar pune, vreodată problema, pentru că sunt relații afective foarte importante care s-au legat între noi. Aș vrea să închei cu Clujul. Pentru că nu încheiați. Să închei cu etapa Clujului, pentru că mi-am adus aminte. Clujul a însemnat o mare, ceva aparte în viața mea. Deci a rămas și aici, rămâne și acum. Doctoratul, lucrarea de doctorat, am făcut-o cu un profesor de la Cluj, Liviu Maior, care mi-a fost profesor, unul dintre cei mai valoroși profesori. Fostul ministru al educației. Fostul ministru al educației, învățământului, dar pe vremea aceea, el, unde am fost student, în anul 2 ne-a predat istoria media a României. Nu, în anul 3 istoria tatăl modernă. Ambasadorului, care a fost în America tatăl și în Iordania. Ambasadorului, da. Și fost director SRI. El, Liviu Maior, venea din America, unde predase 2 ani de zile acolo. Era un tip degajat față de noi, cum și profesorii ceilalți, mai închistați, mai nu știu ăsta. Aș venea, să mai da câte una așa frumos. Ia, veniți, hai mai ieșiți din ala. Pe urmă, a devenit președintele clubului Universitatea Cluj. Și când venea FC Argeș la Cluj, zice, bă, mergem amândoi. Dar eu stau în spatele tău, ce să vezi câte bobârnea ce îți dau, câte goluri luați. Eu zic, domn profesor, iar vă batem. Faci, mă, zic. Mergeam la Cluj, la meci. Venea Dobrin cu echipa. Prima repriză era minutul 44, nimic. Vezi, bă, că Dobrin al tău, dar ținea cu Dobrin, să mă mărați, că nu face nimic. E, stați puțin, că nu s-a terminat. Minutul 44, ia o minge. Nu știu cine dă, că el stă la centru terenului. Pexa îl urmărea, fundașul central al clujenilor stă în terenul lui, iar Dobrin în terenul nostru, la un metru fiecare. Și la o fază de asta primește Dobrin mingea, îl driblează Vexa, trimite pe stânga, zice domnul Nicolae și dă gol. 1-0. N-am putut să mă întorc repede, că mi-a și dat una. Acum că am luat repriza a doua, s-a fază trasă la Indigo, dar cu Radu 2 marcator. 2-0. Hai, vă las că e mare de alărea, cum ziceți. Dar un om deosebit. Și când s-a mutat la București, m-am dus și am dat
examen pentru admiterea la doctorat. Am fost 3 pe 2 locuri. Cum v-ați hotărât? Cum am hotărât? Mie mi-a spus povestit. Ți-am povestit. Un om deosebit, pe care nu știu cât îl apreciază mulți, dar eu îl apreciez pentru că datorită dumnealui. Domnul Petre Popa. Da? Deci profesorul Petre Popa m-a luat de mână și a zis, mergi cu mine la București. Și eu, domn profesor, că nu sunt pregătit, eram ba la cultură și la teatru și zic, am timp, mergi cu mine. Te duc eu de mână. Am mers acolo, a venit profesorul și l-am prezentat. Domnul Petre Popa era decanul universității atunci. La noi la Pitești, da. La noi la Pitești. Zice, domn profesor, mi-a povestit multe de dumneavoastră, i-a spus Petre Popa, ce da, dar pic. Zice, păi nu, cred că îl picați, că n-aveți cum. Și mă rog, am făcut doctoratul acolo și asta este cartea care este lucrarea mea de doctorat. Dezvoltarea învățământului în fostele județe Argeș și Mureș în perioada 1864-1914. Deci asta a fost doctoratul meu. Deci grupă de arhivă. Da, pe care l-am absolvit în 2003. În ultimul an, domnul profesor era ambasador în Canada și a venit special ca să îmi susțin lucrarea, că altfel mai avea când. Trebuia să vină doar de 2 ori pe an. Și a venit vara, am susținut-o și așa, datorită domnului Petre Popa, deci o să recunosc toată viața și o să-i mulțumesc pentru că dânsul m-a făcut să merg pe această... Și să ajungeți profesor universitar. N-am ajuns profesor universitar, am ajuns mai lector, da. Universitar. Dar, sigur. Ați predat. Am predat. Cadru didactic universitar, da, asociat la Universitatea de Pitești, la Facultatea de Istorie. Da, și mă mândresc că am niște foști studenți buni, care mă recunosc când mă întâlnesc. Chiar actualul director al muzeului, Cornel Popescu, care este unul dintre studenții foarte buni pe care i-am avut. Cred că și actualul decan al Facultății de Istorie, Augustin Bărbulescu. A fost și el o perioadă. Un an. L-am prins și pe el, da. Au fost foarte mulți, foarte mulți. Și mă bucur când îi văd, când îi revăd și când văd că sunt și ei la locul lor, lucrează în niște instituții de cultură foarte mulți, la Golești, la Muzeul Județean, la Biblioteca Județeană și prin alte locuri. Deci, profesor de istorie, da. Da. Cam asta a fost perioada Muzeului Golești și a Clujului. Cum ați ajuns la Inspectoratul pentru Cultură Județean Argeș? Pe vremea aceea, inspectoratul era și jucător cultural. Putea să susțină financiar anumite evenimente. În zilele noastre, de mulți ani, de fapt, Direcția pentru Cultură nu mai face nimic pentru cultura județului, este mai mult pe patrimoniu. Vreau să spun că pe vremea aceea, deci când am ajuns, în primul rând am ajuns inspector la cultură, 4 luni de zile, în martie 1991, adică 3 luni, Inspectoratul Județean pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, așa era denumirea, aveam sub ordine toate instituțiile județene de astăzi pe care le are Consiliul Județean. Și cred că o duceau mai bine, să zic eu, pe vremea aceea. Banii de la minister veneau la noi și noi discutăm cu ei. De fapt, erați Ministerul Culturii în județ. În județ, exact. Eu eram angajatul Ministerului, atunci nu la inspector simplu. Și în mai, postul a devenit vacant. Domnul Novac a fost schimbat la minister pentru că ei decideau. Și am fost numit interimar. M-a propus domnul Marinescu. Mă rog, eu am fost numit până la organizarea concursului. Concursul s-a organizat în septembrie, deci din mai până în septembrie. Au fost 6 participanți la concurs. Da? Da. Îi mai știți? Mai știu unii dintre ei. Da. Unul este Mircea Bârsilă, scriitorul. Care a candidat pe urmă și la teatru, la director, tot așa. Cu care lucrasem la ziarul Curierul de Argeș. L-am avut redactor. Și au fost mai mulți, chiar că pe mulți nu mai știu, dar probabil că o să-mi aduc aminte. Am luat concursul și am devenit consilier șef. Aveam cartea de muncă la Ministerul Culturii și atunci am început discuțiile cu instituțiile de cultură, care, ce să spun, eram cel mai tânăr printre ei. Deci aveam vreo 39 de ani. Și oamenii au fost puțin cam bulversați, că erau toți, la toate instituțiile de cultură. Toți erau de 10 de ani directori. Exact, și au crezut că eu acum vin și încep să fac revoluție și îi dau afară și pun din ăștia tineri.
Deci erau puțin cam speriași, că erau împotriva mea la început. Trebuie să dați seama, era domnul Voinescu la bibliotecă, domnul Radu Stancu la muzeu. Adică Nea Costina Alexandru. Sărescu la Centrul Creației, toți anii 60. Rizescu la Școala Populară. Nea Titi Iliescu la Golești. Da. Deci erau de 10 de ani, domnul Alexandrescu din 68, domnul Radu Stancu tot anii 60, domnul Voinescu tot anii 60. Mai devreme. Și în scurt timp, cred că a durat cam vreo lună de zile, m-am împrietenit cu toți. Adică ne cunoșteam, dar nu că și-au dat seama că nu vreau să-i schimb, că dom'le, să meargă lucrurile, n-am venit să schimb pe nimeni. Indiferent ce s-ar fi zis cu politică, eu am ținut la toți. Foarte și am bine ținut pe locuri. Pentru că toți au fost oameni de mare valoare. Păi da, nu spun că veneau și de la Muzeul Județean și spuneau, băi, Lucică, dacă noi ne trebuie, că eram prieteni înainte când eram la Golești. Bă, schimbă-l, bă, Stancu, că e de atâția ani. De ce, mă? Și pe cine să pun? Mă pui pe mine. N-am ținut deci, de chestii de-astea și am rămas prieten cu ei, deci am lucrat cu ei foarte, foarte bine. Totul a mers strună în instituțiile de cultură, ne-am înțeles. Chiar și când împărțeam banii la începutul anului, ne înțelegeam. Eu mai trăgeam așa un pic spre Golești, că era o dragoste mai veche, că Nea Titi nu se bătea. Era un om deosebit, domnul Iliescu, foi extraordinar. Ceilalți se mai băteau, așa, cu gura. Și, deci, am lucrat dacă foarte bine. Dacă domnul Voinescu nu se bătea, mai făcea sediul de bibliotecă? Sau domnul Stancu la muzeu? Da, aia ne-a ajutat foarte mult faptul că, dacă voi, nu știu dacă vă amintiți, când a luat Palatul Culturii. Am fost în greva acolo. Eu eram acolo, la cultură, eram între Ciocan și Nicovală. Și când am vrut să semnez, iar în fiecare dimineață mă chema prefectul, domnul Nițu, și îmi spunea, ai venit cu demisia? Că eu nu vreau să semnez. Și zic, nu, domnul prefect. Bă, m-a terorizat cam vreo lună de zile. M-am dus la minister și a spus, ministrul era golul, ministru. Psihologul. Da, și a spus, domnul ministru, eu nu mai stau. De ce? I-am povestit. Uite, mă, zice, du-te și spune că ți-am zis eu. Că eu te-am numit, nu mă numise el, mă rog, eu te dau afară. El n-are nicio treabă. Așa i-am zis. Ce pus să sare, să pună mâna pe telefon. Dau telefon, dați-i, domne, dați-i. Că stau și eu aici să vorbesc. Nu știu ce, nu știu cum. Și pe urmă, Dumnezeu să-l ierte pe domnul Costache. Florea era vicepreședinte al Consiliului Județean. Și eram mai apropiați. Și mi-a zis, domnul Tudorci, nu avem ce să facem. Asta e, să zice, puteți să vă opuneți dumneavoastră. Și eu, nici eu nu sunt de acord. Dar, hai, spuneți că sunteți de acord și puneți niște condiții. Și am început să pun condiții. Să dea un sediu în loc, așa, a ajuns aici. Să angajeze oamenii să-i trimită, deci, adică să nu-i dea afară și să-i pună pe niște posturi în alte șase locuri. Luni, da, era domnul Valdobrin, da? Parcă director atunci. Da. Da, Valdobrin a fost șantajat să iasă din greva foamei. Și el a semnat primul. Eu nu știam. Eu am auzit și mi-a spus domnul Costache, ce ești singurul care ai mai rămas. Și atunci zic, ce să fac? Și am scris și eu acolo ce am putut. Într-adevăr, asta a fost. Da, deci, domnul Deanu, fostul contabil șef al Centrului Cultural, era în grevă Gabi Cazan. Da. Eu strângeam semnături de la trecători să le depunem la primărie. Acolo era și sediul bibliotecii județene, da. Și sediul Centrului Creației și al doilea Argeșului. Au fost acolo. Eu mă formasem în Palatul Culturii. Categoric. Acum e Curtea de Apel, de apel. Și biblioteca, și asta a fost un motiv că s-a construit un local nou. Și a mai fost un motiv că am avut noroc că a fost pe vremea aceea prim-ministru domnul Văcăroiu, da, care a ținut extraordinar la Argeș. A și devenit senator de Argeș. Venea în Pitești și ne întreba acolo, când se strângea biroul, mă rog, politic, ce aveți nevoie? Cât mai sunt eu aici, hai să vă ajut. A făcut și muzeul, s-a făcut și biblioteca și s-au făcut multe lucruri. S-a făcut și centura. Aveți fotografia în care apărem împreună? Da. Când s-a bătut Sărușul la biblioteca județeană. Cu domnul Voinescu, cu domnul Florea Costache, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Gune, care era vicepreședinte. Gune. Da, Octavian Gune. Adică au fost niște oameni care au ținut și au lăsat ceva în urmă. Mulți
nu știu despre lucrurile astea și nu-și amintesc. Dar uităm repede, domn director, uităm repede. Așa este. Mai vedem, chiar mă bucur că în Jurnalul de Argeș vine acum Jean cu niște lucruri extrem de interesante. Foarte interesante. Da. Și mă bucur că redescoperim niște lucruri pe care nu le-am știut și Jean le-a trăit din, și le-a auzit, și le-a consemnat și bine face, pentru că, iată, mi-a plăcut cea cu patriarhul, doctor honoris causa, să fie neapărat citit. M-a întrebat ceva despre Ziua Unirii. Da. Și să nu uităm, Ziua Unirii cu Basarabia. Da, prima ediție pe care... Prima ediție, deci în 1991 n-am prins această manifestare, că eu de-abia venisem. Dar au fost toți directorii acolo, al instituțiilor de cultură. Și mi-au spus cum e, că nu știu ce, că hai că trebuie să mergi și tu, că așa vorbeam. Eu nu vorbeau cu mine, cu domnul, cu tare sau nici n-am vrut. Păi, frate, hai să merg și eu. Și am mers cu ei într-un noiembrie, așa urât de tot. Și niște oameni foarte primitori la Rezina, un primar extraordinar, directorul Casei de Cultură, Petrică, îl chema, și ăsta foarte simpatic. Vorbea românește cu tine, dar la telefon cu ai lui vorbea în rusește. Și zic, du-te, bă, Petrică, că nu înțeleg nimic, deși am făcut și rusa eu. Mai înțelegeam, da. Ce vă zice? Așa ne-am învățat. Și vreau să spun că atunci am luat inițiativa noi, împreună și cu domnul Voinescu, să înființăm o bibliotecă română care se va numi Biblioteca Română Argeș, la Rezina, în oraș. Și până la urmă am înființat-o. Nu știu dacă mai există acum. Și anul următor, 1992, am făcut acea manifestare mare, amplă. La Casa Sindicată. Da, a venit și primarul, a venit și șefa de raion de la Rezina, că era raion. Și o altă dată, când am mers cu Davidescu, Gogo Davidescu era subprefect, și am mers și cu el și cu ansamblu de la Curtea de Argeș. Argeșul. Așa, și cu parte din Doina Argeșului. Da, ei ia compania. Da. Au fost și în Olanda și peste tot. Am fost tot, și cu Daniela Cernea, solistă, mă rog, și cu Nicu Martin atunci am luat. Și unde să ne cazeze pe noi? Păi ei au cazat în mijlocul unei păduri într-un hotel din ăsta așa, rustic. Pe mine și pe Davidescu să ne aducă la Râmnița. Râmnița fiind peste râul Nistru. În Transnistria. În Transnistria. Doamne, când ne-a trecut acolo pe pod, erau ăștia cu puștoacele și cu mitralierele, ne-a dat jos din mașină, ne-a luat actele la control, m-a speriat rău de tot. Dai seama, pun ăla pușca la tine și să-ți controleze. Ne-a dus acolo la Râmnița și acolo ne-a lăsat la hotel. Și i-au plecat ăștia, moldovenii. Și a rămas cu Gogo Davidescu, fiecare în camera lui. Ăsta s-a sculat, n-avea somn până la 7, bate la ușă, bă, ce facem aici? Vis-a-vis de noi, pe geam, era statuia lui Lenin care arăta spre România. Zic, nu știu, mă, trebuie să vină să ne ia. Adică au zis că vin până la 9. S-a făcut 9, s-a făcut 10. Am coborât noi. Ce să te înțelegi, că vorbeau rusește fetelele la recepție, pe acolo, mă rog, m-am descurcat într-un fel. Și am zis că o să vină, că nu știu ce, că singur nu puteai să pleci, că era oia la, pe pod. A venit pe la 10:30. Au venit, ne-au luat, i-am spus, nu mai dormim în următoarea seară și ai la ta acolo, ne duci cu oia. Și ne-a dus acolo unde au stat foarte bine, am stat cu toți. Mai bine decât să stai, Doamne, ce amintiri. Foarte, foarte greu. A fost și eu în Transnistria în anul 2000, dar erau să liniștiți. Da, erau liniștiți. Dar știți tot, ce... păzeau podul ăla. Da. Știți ce era interesant? Noi aveam aceste schimburi culturale. Se luase o inițiativă foarte interesantă de către Consiliul Județean Argeș de a merge și a vizita diferite capitale europene. Dumneavoastră n-ați fost la Paris, am fost la Londra. Am fost la Londra și la Edinburgh împreună. Și era atunci domnul Niculescu, a spus, domnule, un director de instituție trebuie să cunoască și alte culturi. Adică o gândire extraordinară. Noi trebuie să vezi cum sunt organizate muzeele, cum sunt organizate școlile, cum sunt organizate teatrele.
ca să puteți să veniți și să aplicați și la Pitești și dânsul a luat această inițiativă, n-ați putut veni, nu mai știu de ce, la Paris în 2012. Atunci de ce, da, așa n-a putut, dar anul următor am plecat la Londra și la Edinburgh împreună și vreau să vă spun, am avut atât de, unu, că ne-am sudat noi ca echipă, în primul rând, foarte, foarte bine și doi, am avut foarte, foarte mult de învățat, țin minte, în Londra nu mai puteam să mergem, vreau să cuprindem absolut tot. Și adică să mergem pe jos și nu mai puteam efectiv să mergem eu cu domnul Tudor, chiar nu mai puteam și am luat să ne plimbăm cu un autobuz din acela, am dat 17 lire care mergea 24 de ore și ne-au păcălit că după un anumit interval de timp n-a mai venit autobuzul, noi am plătit banii, ne-a învârtit puțin pe acolo să vină să ne ducă la gara din Londra, noi locuiam undeva la Jurisin, un hotel într-o regiune, Croydon, la marginea spre Wimbledon. Spre Wimbledon și nu ne puteam descurca, iar de mers pe jos chiar făcusem bășici la picioare, deci nu mai puteam să mergem. Dar vreau să vă spun, atunci am mulțumit, am zis, Doamne, am văzut atât de multe lucruri și am văzut cum sunt organizate muzeele. Am fost la Paris atunci, am fost și la Louvre, am fost la British Museum, la Londra. La Palatul Buckingham. La Buckingham, exact, că s-au schimbat gărzile. Deci am putut, vreau să vă spun, și să aducem în Argeș, din ceea ce am văzut noi acolo, să încercăm să aplicăm cât de mult puteam noi aici în județ. Existau și astfel de lucruri extrem de interesante. Din fericire, primăria Pitești practică de tot de mulți ani acest sistem de a lua și oameni de cultură în delegații. E foarte bine. Străinătate. Eu personal am furat multe idei din Olanda sau Polonia sau de la Belgrad. Pitești, eram înfrățit cu Bitgoșu și cu ansamblul din Bitgoșu. Veneau la noi, la Festivalul Carpați. Aici au fost... Da, știm. Am dus picturi piteșteni la Bitgoci, în schimb de experiență. Am făcut salonul de iarnă al picturilor piteșteni, l-am adus... Și ca să vedeți diferența între Pitești și Bitgoci. Oricum, orașul e de două ori mai mare, are două filarmonici, operă, în fine, și multă cultură acolo și multe clădiri vechi. Și dacă noi la Pitești l-am invitat pe Vaclav, nu mai știu cum, pe director de acolo, de la galeria lor de artă, să viziteze salonul de iarnă al pictorilor piteșteni, el la Bitwatch avea pe trei niveluri, că atâta era galeria de artă, expoziție Picasso. Pe care plătise bani grei. S-o aducă, mai ales să asigure securitatea lucrărilor. Asta costă foarte mult, nu înțeleg, da, lucrul ăsta. Și apropo de plimbat, și polonezii ne-au plimbat printr-o seară de... Era să mor cu domnul Cerbureanu. Era o seră lungă de kilometri, sere, total automatizată, totul pe computer. Deci nu lucra nimeni. Totul de la... Puneau într-un ciocanel sămânța, pleca robotul, ducea în seră, era un termometru, curgea apa și așa am mers acolo până n-am mai putut. Ca și în Olanda, ne-au dus cu bicicletele olandeze la vreo 20 de kilometri distanță, ne-a prins o ploaie ca să vedem un cartier de 10.000 de vile. Toate casele la fel. Da, așa. Am fost la primăria lor de acolo, de la Tinarlo, Elde, și primarul ne-a dus într-o cameră și ne-a arătat, apropo de ce se întâmplă în urbanismul românesc, ne-a arătat, uitați, sunt două tipuri de cărămizi, un maro mai închis, un maro mai spre roșcat. Cetățenii pot alege în ce culoare să-și facă locuința. Deci cam asta era libertatea lor de alegere în Olanda. În schimb, la noi nu seamănă casă cu casă. Vreau să amintesc că un alt oraș care a fost, care este, nu știu, și acum dacă se mai mențin legăturile,
cu Biteștiu este Kragujevacu din Serbia, da, se unde noi în 2003 am încheiat un protocol de prietenie și de colaborare cu Teatrul Ioachim Vujić. Și i-ați adus aici mereu? Am adus, am fost de atâtea ori, am fost la festivaluri internaționale, însă ce m-a frapat pe mine, în anul 2008 am primit cea mai mare distinție a lor, inelul de aur Ioachim Vujić. Este un inel cam așa de gros. Era Dragan, director de teatru. Da, așa de mare și am fost invitat în februarie, dar credeam că pe scenă, nu știu ce, ușor. A fost o manifestare extraordinară, la care au venit vreo 5 teatre din Serbia și a venit ministrul culturii. Fericitări, doamne. Și ministrul culturii mi-a mânat acest inel pe scenă, iar eu, mă rog, am văzut ce amploare are, am încercat și am reușit să învăț o frază în sârbă, ca să spun și eu ceva, că ce naibii era rușine. Și am spus că, zic, mă consider Kragujevacu al doilea meu oraș și mă simt aici ca în România. Și mă rog, a fost foarte frumos, adică au aplaudat și s-au simțit foarte bine. Și eu m-am simțit extraordinar, am fost atunci cu domnul Fulga, era vicepreședinte al Consiliului Județean și am văzut și el cum se fac toate astea. Dar interesant e că ministrul culturii, un timp mai înalt cu un cap decât mine, păi sârbii sunt mai primiști ca noi. Zice, domnul Cutare, ce vă dau acesta așa, pentru că a hotărât Ministerul Culturii împreună cu orașul, primăria și teatru, anul trecut vreau să spun că eu am primit acest inel. Acum ați primit dumneavoastră, eu acum am ajuns ministrul culturii. Dar a zis o chestie, mă rog, care a prins atunci la public. Dar mă mândresc cu acest inel. Îl mai aveți? L-am învit, păi cum să nu l-am? În vitrină, nu o să-l port niciodată. Acasă? Acasă, bineînțeles, la mine, nu o să-l dau. O să-l las copiilor să-și amintească. Și acolo am scris într-o revistă de istorie din Kragujevac despre relațiile româno-sârbe în evul mediu. Deci am scris un studiu, cam de vreo 20 de pagini, tradus în limba sârbă. Deci asta am făcut pentru că una, dacă voi mai putea, dintre cărți, cum am scris asta despre relațiile româno-suedeze de-a lungul anilor, aș vrea să fac o carte, să scriu o carte despre relațiile româno-sârbe, pentru că sunt foarte multe, nu ca cu suedezii. Să știți că există anilor un asemenea volum despre Piteș și Kragujevac, publicat de Centrul Cultural Piteș. Știu. Dar din păcate n-am știut la vremea respectivă că dumneavoastră îl cunosc, dar sau cred că a apărut înainte. A apărut înainte, dar istoria este, mă rog, aici sunt niște lucruri, cum să spun, despre toate domeniile și foarte puțin ca istorie. Așa este. Dar istoria este veche de, cum să spun, noi cu relațiile cu sârbii le-am avut încă din secolul al XIII-lea, al XIV-lea. Așa că până acum e vreme lungă. Asta voiam să spun despre teatru, pentru că teatru, din păcate, după câte cunosc eu, nu mai are relații cu sârbii. Și împreună cu ei și cu teatru din Vrața, din Bulgaria, unde mergeam, din Bulgaria și unde am fost la foarte multe festivaluri și au venit și ei. La Festivalul Teatrului de Studiu. Noi, cele trei teatre, am încheiat la Vrața o uniune care s-a numit Uniunea Teatrelor Balcanice de Studiu și am semnat-o la primăria din Vrața. Și atunci, în 2014, m-au ales pe mine președinte al acestei uniuni teatrale. Iar în alt lucru pe care nu-l știu. Nu, e nicio problemă asta, dar vreau să spun că e păcat. Bun, domn director. Da, e păcat de relațiile pe care le-am stabilit într-o vreme și care s-au cam dus. Și în 2017, nu mai eram la teatru, eram acasă, am fost cu domnul Polexe, fostul vicepreședinte. Și am fost la aniversarea teatrului din Vrața, invitat. Și l-am luat și pe domnul Polexe. Domnul Polexe, ce eu merg pe post de șofer. Hai, domnule, zic, ce dracu, zic, cum să mergeți pe post de șofer? Mergeți cu mine, suntem normal, vă cunoaște lumea aici. Și seara la aniversare, într-adevăr, a fost, bineînțeles că l-au tratat și pe el foarte bine, dar după ce s-a terminat seara, a doua zi dimineața, îmi spune, domn director, zice, domne, zice, pare rău, zic, vă cunoaște și vă respect oamenii mai bine aici decât la Pitești. Așa se întâmplă întotdeauna.
Ei, zic, nu-i nimic. Zice, Doamne, dar pe cuvânt, zice, dacă ați putea, v-ați muta aici. Doamne, zic, odată, o săptămână pe an. Nu știți că nimeni nu e profet în satul lui? Nu, categoric. Și nimeni nu-mi pare rău. Proverb românesc sau roman chiar. Și ziceai de Poiana Lacului. Da. Uite, am scris și monografia Comunei Poiana Lacului, dar am scris-o atunci și la repezeală. Am zis să rămână și despre comuna. Poate o dezvoltați, da. Da, poate. Eu lucrez de 25 de ani la monografia satului meu. Am lisesc foarte multe date, sunt multe goluri în istoria satului, chiar de 100 de ani, 200 de ani. Așa sunt peste tot, pentru că au dispărut foarte multe. Da, și am, dumneavoastră a scris monografia Comunei dumneavoastră Poiana Lacului, Sorin Mazirescu a scris monografia Comunei Coșești. Comunei Coșești, în care s-a născut, care este o lucrare tot la fel extraordinară. Poate cu timpul reușesc să mai strâng și o dată, tot strâng, am mers din casă în casă, oamenii câți sunt mai reticenți, sunt, cu care își mai amintesc. După fotografii vechi. Aha. După fotografii vechi de la 1900 și am găsit de la foști boieri, foști, am găsit fotografii vechi, pentru că nu toți țăranii își făceau fotografii, pentru că nu aveau bani. Își făceau fotografii când veneau fie la târgu din Pitești, așa și... La Bălci. La Bălci, da. Sau mergeau la Câmpul Lung, cei din Teiu, și își mai făceau fotografii acolo, dar de regulă la Pitești erau ateliere fotografice. Și foarte rar la nunți, dar asta după anii 50, cred. Este de un lucru mare să scrii despre comuna ta, despre strămoșii tăi și despre cei care au fost înainte de tine, pentru că lucrurile astea te leagă de comuna ta și chiar sunteți fiul al satului? Nu. Nu? Cetățean de onoare, la multe de onoare. La alte comune. Alte comune sunt. La Boteni, pe la... Da, la Boteni, aici lângă Domnești... Pietroșani? Nu. Da, și Pietroșani și mai lângă Domnești aici. Aninoasa? Da. Comune. Te scapă numele. Schitul Golești? Mai încoace cu o comună. Stâlpeni, avem Mihăiești? Mihăiești. Mihăiești, da. Cetățean de onoare al județului? Da. Atunci o inițiativă extraordinară, o surpriză, de fapt, a domnului Nicolescu în 2011, când a fost domeniul cultură, n-a anunțat pe nimeni, ne-a adunat pe toți la Golești, acolo, și ne-a spus, deci noi făceam parte din comisia care selectam dosarele pentru a deveni fius, era o etapă intermediară excelent și cetățean de onoare. Trebuia să o fișă foarte laborioasă și... Știu că în 2007, la prima ediție, am lucrat și eu alături de doamna Pali. Pali, da. Și atunci dânsul ne-a adunat pe toți în Conac, pe terasa, Conacului acolo, și a spus, am luat această decizie de a propune pe toți directorii de instituție cetățeni de onoare ai Argeșului, directorii care aveau titlul de doctor. Și țin minte, eu eram foarte tânăr și a venit și mi-a spus să nu te superi, Dumnezeu, nu cum să mă supăr, că vă dați seama, eu am o vârstă, sunt fragedă, aveam atunci 35 de ani, zice, nu pot, cum să mă supăr eu, așa că nu te-am, dar tu ai primit diploma de excelent, adică pasul intermediar, Dumnezeu, această distinție nu cred că este bine să mi-o acordați mie, nici cea de excelent. Eram fiul al Argeșului, de fapt trecuse dosarul de fiul al Argeșului, nu cred, eu sunt foarte tânăr, cred la 60-70 de ani atunci, și atunci au fost făcuți pe lângă cei domnul Sebastian Tudor, domnul Mihai Octavian Sachelarie, domnul Spiridon Cristocea, doamna Filoftea Pali și domnul Costin Alexandrescu, domnul Gheorghe Gomoiu, mulți dintre cei, dar dintre directori, toți atunci la propunerea domnului președinte Nicolescu, și-a devenit cetățean de onoare. Dorin Oancea, o pleiadă de oameni foarte importanți pentru județ, care
nu prea erau băgați în seamă, măcar la, vedeți, încă din 2007, de când s-a inițiat această manifestare, au trecut totuși 4 ani și cred că erau destul de importanți. Dar iată, s-a făcut dreptate până la urmă și este cetățean de onoare. Dar nu sunt primea... al comunei mele. Da. Eu sunt cetățean de onoare al comunei Coșești. Da. Sunt cetățean de onoare încă din 2009. Da, la 3 ani după ce am scos monografia comunei Coșești, au hotărât acest lucru și este o mândrie pentru mine, dar nu am avut niciun beneficiu, nici domnul Tudor, cred. Nu, am avut un beneficiu. Și, deci trebuie să fiu sincer până la capăt. La Craguievați am primit un teren pe marginea unui lac. Când am primit distinția asta, odată cu el mi s-a dat și un teren. Deci sunteți proprietar la Craguievați? Sunt proprietar la Craguievați. Și ce ați făcut cu el? A rămas acolo, pe marginea lacului. Cândva, într-o altă viață, am zis că fac un restaurant cu specific românesc. Da. Bună idee. Păi da, da. Aici. Dacă și balta are pește, și mai bine. Da. Vedeți, amintiri. Asta deci, mă bucur că ați început acest proiect de evocări și de prezentare a operei și a activității unor oameni. Cred ideea că este... a venit la întâlnirea trecută de evocări, discutând, pur și simplu, vorbeam despre domnul Gomoi. Da. Și la un moment dat, aici, în fața camerei, am zis, dar de ce să vorbim noi doar la timpul trecut despre cei care nu mai sunt? De ce să nu-i prezentăm și pe oamenii de cultură activi ai Piteștiului, mai puțin cunoscuți, pentru că dumneavoastră mai timid, mai retras, mai n-ați ieșit în bătaia reflectoarelor, n-ați avut PR bun, din păcate, Este suficient, vă spun sincer, este suficient, dar, domnule, nici prea mult că strică. Bate la ochi. Da. Mă bucur că astăzi am reușit să aflăm multe lucruri interesante. Și noi vă mulțumim pentru invitație chiar. Pe care nu le știam, știam fragmentar activitatea dumneavoastră și eu sunt convins că n-a spus nici a mea parte din câte ați făcut pentru cultura argeșeană de-a lungul anilor. Sigur. Dar aveți timp să publicați următoarele volume, aveți proiecte. Chiar, ce proiect? La ce lucrați acum? Aș vrea să leg cele două cărți, Argeșul și Mușelul, în primul război mondial și în cel de-al doilea, deci să le aduc și perioada dintre cele două războaie mondiale. Asta ar fi în intenția mea. Să scrie și de războiul balcanic. Asta a fost înainte. A murit acolo. Da, știu. Asta este înaintea primului, dar asta eu aș vrea acum să leg din 1914 până în 1945. Să fie un fel de istorie a celor două județe, dacă voi reuși. Reușiți. Și am în lucru, asta e că pasiunea istoria mea. Istoria. Păi da. Deci am terminat cu istoria FC Argeș, am reluat-o, am adus-o la zi, e gata și mai am și una aproape gata. Este vorba de ceva surprinză pentru mine, pentru că mi s-a propus și am acceptat. Este vorba de CSM Ioveni, trecut și prezent în istoria sportului românesc. Spre surprinderea lor, am găsit că o echipă a fost înființată la Colibaș, pe lângă uzina Vasile Tudose, chiar în anul 1954, la un an după Dinamo Pitești. Deci are o istorie destul de veche. Ea a purtat denumiri diferite, Metalul, Fulgerul, Colibaș, Metalul Pitești, Dacia Pitești, Dacia Mioveni și ajung la CSM Mioveni. Deci sunt aproape gata. Astea sunt cele mai apropiate. La o viitoare ediție poate vizita să prezentați exact despre cele două echipe și așa este o concurență între Argeș și Mioveni, FC Argeș și FC Mioveni. Avem aici o comoară de date, de istorie a Piteștiului, a Argeșului, iată, Mioveni. Un iubitor al culturii, al tradiției și al sportului argeșan. Asta cred eu că sunt. Pentru că vreau atât cât mai pot să mai las câte ceva.
pentru generațiile următoare. Nu știu dacă pentru generațiile de azi, dar poate pentru cele viitoare va rămâne ceva și se va mai schimba câte ceva. Vreau, așa cum le ceream studenților mei, le spuneam, măi, fraților, nu vă cer toate datele să le rețineți voi, e greu în istorie, într-adevăr, și eu am făcut o facultate, nu știu, nici acum nu rețin foarte multe date, dar ele rămân. Dar să știți și voi, dacă vă întreabă cineva, vă întâlniți cu cineva pe stradă, mă, cine am fost noi, de unde suntem, ce căutăm aici, venim de undeva, ce... Adică să știți niște lucruri esențiale despre poporul ăsta român și mai ales și despre județele voastre, județul Argeș, mă rog, zona Argeșului și Mușelului, mai corect. Să știți mai multe lucruri. Asta le ceream. Nu știu cât am reușit, dar știu că se uitau la mine și probabil că ceva le-a rămas. Ceva. Pentru că aveam niște discuții cu ei, apropo, în pauze, hai de mine, interminabile. Se ducea pauza și ei nu mai terminau cu mine. Mă tot întrebau, mă. Bine, că așa sunt și studenții, că să-i țină pe profesor cât mai mult de vorbă. Eu știam care... Sau mai aveau niște metehne atunci când le dam câte ceva de scris, să fac un test, mă rog, cu ei, îi vedeam. Mi-aduceau ziare la catedră, dar eu nu stam la catedră, mergeam, mă plimbam cu ei, auzeam, foșneam. Ca să citiți, să... Da, să nu, să facă ei, să... Și foșneau, și nu, îi lăsam frumos, îi lăsam să scrie și scriau și zic, ce deștept sunt ăștia. Și pe urmă îmi luam... mapa sau ce aveam eu cu mine, zic, la revedere, băieți, îi lăsam cu ele pe masă. Păi cum, nu le luați? Păi, voi, frate, ați scris ca să învățați, nu? Învățați. Nu, și eram prieten cu ei, așa. Îmi plăceau. Mie mi-au plăcut întotdeauna să fiu prieten cu tinerii. De-aia am luat și pe lângă mine. Asta este. Gheorghe Brătianu are o carte foarte importantă despre... România, un miracol, o minune. E bine, și Argeșul a avut din fericire parte de istorici, istorici literari, dar în special istorici, care au iubit foarte mult acest județ. Eu l-am avut, recunosc, de când eram elev, l-am avut model pe domnul Silvestru Voinescu, care a publicat atâtea cărți despre oameni de cultură argeșeni, despre coruri din Piteș, muzica corală din Piteș, despre mănăstirea Curtea de Argeș. Nu știu cum a putut să publice acea lucrare în anii respectivi despre mănăstire. După a publicat 90... ca monument istoric. Da, cred că da. Și domnul Petre Popa, iată, dumneavoastră, domnul Spiridon Cristoce, Sorin Mazilescu. Eu am venit ulterior, nu era mult mai ușor. Eu însumi, toate cărțile sunt despre Argeș și despre Pitești. Deci eu nu am trecut granița județului. Da, mai scris și Teodor Mavrodin despre Pitești. Da. Îmi cer scuze, da, și Teodor Mavrodin are o carte chiar despre primăria Pitești. Exact. Și mai e un istoric pe care nu-l cunoaște foarte mare. E vorba de Marin Badea, care s-a născut la Poiana Lacului, locuiește în București. Deci a fost în Poiana Lacului, la Institutul de Istorie al Partidului, multă vreme, cercetător, doctor în istorie și pe urmă la o universitate din București. Și a scris foarte multe cărți și el. Și cărți la nivel național, deci nu la nivel județean. Argeș, local. Și un istoric extraordinar. A mai fost Anastasie Iordache, iarăși Ionania istoric. Și aduceți-mi aminte un istoric care a scris despre Golești, despre Ion Mihalache. Îmi scapă numele. Da, îmi scapă și mie numele, din păcate. L-am cunoscut de foarte multe ori la seziunile noastre, dar chiar Vasile Novac, iarăși a scris. Vasile Novac, iarăși, da. Cu personalități argeșene, personalități militare argeșene, da. Despre Golești. Cornel Țucă, împreună cu Cornel Popescu. Da. Domnul general mai trăiește? Da, să-i dea Dumnezeu sănătate. Împreună cu domnul lui am scos o carte, Argeș Mileniu 3. O pleiadă de istorici din Argeș, da. Care promovează istoria Argeșului, a Piteștului,
înainte de orice. Fără a suferi de provincialism, dar până la urmă cred că e de datoria și a noastră să venim să scoatem istoria noastră la lumină. Exact. În atenția noilor generații. Pentru că despre istoria României mai sunt și alții care pot să scrie. Noi vă mulțumim. Chiar ne-am simțit. Eu, în primul rând, vă mulțumesc la Mândurura. Și eu. M-am simțit extraordinar. Și Centrului Cultural Pitești pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. M-am simțit foarte bine. Și eu. Ne bucurăm, vă mulțumim din suflet, îi mulțumim și doamnei Carmen Salu pentru... Sigur. Că a fost imediat de acord cu... Și a făcut și prima propunere. Da, mulțumesc. Ce să spun, un secret, că ne cunoaștem de ani de zile. Deși e mult mai tânără, da. Încă de când eram la televiziunea asta și erați așa un fel de invitat periodic. Exact. Așa este. Pentru că ne-am luat în continuare pe filiera Centrului Cultural. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Ne revedem atunci când veți publica un nou volum. Invitația rămâne deschisă. La revedere, toate cele bune. La revedere. La revedere.